Astăzi e greu să ne imaginăm viața fără electricitate. Este o necesitate vitală în toate activitățile vieții, mai ales când ai o gospodărie mare. Ca să eviți situațiile neplăcute din cauza deconectărilor neplanificate, ai nevoie de un generator. Generatoarele electrice sunt echipamente ce produc energie electrică atunci când nu există acces la rețea sau pot servi drept sursă de rezervă când energia electrică de la furnizor nu mai este disponibilă. Pe piață există diferite tipuri și modele de generatoare, de la categoria industrial, care sunt folosite pentru afacerile mari, până la cea de uz casnic, care se vor integra perfect în orice gospodărie. Vă întrebați cum funcționează generatoarele? În esență, generatorul este un motor electric, dar care funcționează în sens invers. Acesta transformă energie mecanică în energie electrică, prin inducție magnetică, forțând electronii din sursă să treacă în circuit electric. Toate generatoarele au la bază două componente principale, un motor termic care poate fi pe benzină, gaz sau motorină și unul alternator, care este partea electrică a generatorului. Generatoarele de benzină au un nivel scăzut de zgomot, sunt ușor de utilizat și de întreținut. Cel mai practic și popular model de generatoare sunt cele portabile, sunt ușor de transportat și utilizat. Generatoarele electrice portabile pot fi folosite atât în gospodărie, cât și în lucrările de construcții pentru a alimenta echipamentele utilizate pe șantier. Sunt compacte, ocupă puțin spațiu, fapt ce le face perfecte pentru utilizarea drept instalații de rezervă în cazul penilor de curent. În plus, acestea pot funcționa fără dificultăți o perioadă lungă de timp, cu eficiență ridicată. Atunci când alegi un generator, în primul rând, este necesar să stabilești scopul de utilizare și necesitățile individuale, pentru uz casnic sau profesional, să cunoști regimul de lucru 8 ore pe zi sau mai mult, să calculezi puterea maximă de consum, să stabilești tipul energiei de care ai nevoie, monofazată sau trifazată, și să cunoști de asemenea condițiile de funcționare ale generatorului. De asemenea, trebuie să luați în considerare următoarele criterii tehnice: tipul de motor termic, capacitatea cilindrică și puterea lui, tipul de combustibil utilizat și consumul, modalitățile de pornire, pornirea manuală cu sfoară sau starter electric la cheie, tipul de energie și tensiune generată, puterea furnizată de generator, nivelul zgomotului, sistemul de comandă, dar și greutatea. La alegerea unui generator este important să ții cont și de tipul consumatorilor de energie, adică echipamentele pe care le vei folosi. Acestea pot fi de două tipuri, rezistive și inductive. Consumatorii rezistivi sunt echipamente care în timpul conectării nu consumă mai multă energie electrică decât în regimul nominal de funcționare. Aici se include caloriferele, plitele electrice, cuptoarele cu microunde sau reșourile electrice. Consumatorii inductivi sunt echipamente care în timpul pornirii consumă mai multă energie electrică decât nominalul de funcționare. Din această categorie face parte frigiderul, aparatul de aer condiționat, mașina de spălat rufe, pompa de apă și majoritatea sculilor electrice. În acest caz, puterea care trebuie să furnizeze generatorul trebuie să acopere energia consumată la pornire și trebuie aleasă corectă. De exemplu, pentru a alimenta o pompă de apă de 1100W, generatorul va trebui să aibă o putere de cel puțin 2,5 ori mai mare decât puterea nominală a pompei, adică să aibă o putere de minim 1100W înmulțit la 2,5, care este egal cu 2750W, plus 30%, aproximativ 825W. 30% se adaugă pentru a nu fi supra-solicitat generatorul. Astfel, cea mai bună alegere va fi un generator cu o putere mai mare de 3600W. Dacă ți-a fost util acest video, te rog să-l distribui mai departe.